dragii mei, bună seara, dragile mele, bine v-am regăsit pe canalul Laura Scop. În această seară o să încerc să clarific câteva aspecte vis-a-vis de o relație în care o anumită persoană a părăsit brusc această relație. De ce s-a distanțat brusc față de voi o anumită persoană la care am să vă rog să vă gândiți în minutele următoare. O să vedem dacă mai există sentimente la această persoană. Sau poate este posibil să fie nevoie să mergeți mai departe. Sigur că, dacă doriți să participați la această etalare, rugămintea mea este să vă gândiți la această persoană, să-i rostiți numele în gând și haideți să încercăm ușor-ușor să intrăm în energia acestei persoane și să vedem până la urmă ce sentimente mai sunt, dacă mai sunt. Ei bine, este o persoană care, să știți că în continuare vă urmărește pe rețelele de socializare sau cel puțin vă urmărește de la distanță, chiar este posibil să existe și acea variantă în care, dacă locuiți în același oraș, să se ascundă așa ușor-ușor după un colțișor de bloc și să vă urmărească ceea ce faceți, să urmărească ceea ce faceți în ziua respectivă. Simt deja că s-ar putea să fie o diferență de vârstă între voi și această persoană, o diferență destul de măricică, aș spune eu, nu neapărat că ar conta, ci doar ca descriere generală, persoane grizonate, cu ochii închiși la culoare, în general, ele, părul închis la culoare, ochii tulburei, așa, nu știu, cameleonici, în sfârșit, mai puțin contează. Este vorba despre o persoană în foarte multe cazuri, cu inițiala SBK, VWT, SM, G, L și E, ca inițiale sau litere din cadrul acestui pronume. Este o persoană care se gândește cu emoție, să știți, la voi în acest moment și mai mult decât atât, probabil că vorbim despre vreo 4-5 săptămâni de când se gândește cu emoție la voi și mai mult decât atât, probabil că își dorește să acționeze, își dorește să vă ofere niște mesaje, își dorește să intre în contact cu voi, mai ales dacă ați terminat această relație într-un conflict, motiv pentru care s-a distanțat brusc, tare conflictual, probabil că a plecat în unele cazuri din relație și a luat bagajul și a plecat și la propriu și la figurat sau posibil să fi plecat într-o anumită călătorie. De ce nu? Sau poate că acum, în acest moment, persoana aceasta se află într-o călătorie, în orice caz, la distanță fizică față de voi. Cred că este o persoană care este și ușor agresivă din punct de vedere al atitudinii sale. Mi se pare că este foarte vulcanică, acționează așa sub impulsul momentului. Uite că simt așa o diferență de vârstă de 14 ani, poate să fie și un jur de 14 ani. Stare conflictuală, însă este posibil ca chiar și după 4-5 luni, să știți, de distanțare sau de conflict sau după 4-5 luni, 4-5 săptămâni, cine știe, sau după o relație de 4-5 ani după care v-ați despărțit, există posibilitatea după această distanțare bruscă. Ideea este să rețineți că s-a distanțat brusc, ca să rezonați cu această etalare. Persoana respectivă se gândește cumva, vă spionează, vă spravieză și se gândește cumva cu nostalgie, să știți, la voi. Haideți să vedem ce simte în momentul de față, dacă mai există oarece sentimente, să spunem așa. Există posibilitatea să mai simtă ceva pentru voi, își face niște planuri, nu numai că simte pentru voi, simte că sunteți o relație de yin și yang, crede că sunteți inseparabili, nu știu de ce crede în momentul acesta, dar o să vedem. Așa că s-ar putea să vă așteptați la o dedicație pe rețelele de socializare, o dedicație muzicală mai mult. Acum poate că această persoană consideră că s-ar putea să vă atragă foarte tare atenția dedicându-vă această melodie. Poate o melodie pe care ați avut-o împreună și ați împărtășit-o la un moment dat. Poate că aveți voi o melodiuță așa. Și aceste planuri pe care și le face sunt tocmai pentru că consideră că voi doi sunteți suflete pereche. Căci mai bine mai târziu decât niciodată. Și este vorba și despre 11 din numerologie, care înseamnă
mesaje, care înseamnă mesaje și nu numai că înseamnă mesaje, mesaje vin, semnale sub formă de mesaje, probabil pe rețelele de comunicare, că poate să fie, eu știu, un Instagram, poate să fie un Facebook, poate să fie chiar WhatsApp, să vă transmită această melodiuță. Dacă nu vă transmite o melodiuță, s-ar putea să fie o persoană care este așa ușor boemă, probabil este un artist sau îi place, cuchetează cu arta frumosului, artiști, pictori, scritori, stăpânește așa arta convorbirilor sau... Și cred că v-a și atras atenția prin felul său de a fi, prin faptul că era o persoană așa ușor idealistă și cred că a dus această relație în zona aceea, căci probabil de asta v-a și atras atenția. Aș face planuri, cum spuneam, pentru o reîntâlnire, mai ales dacă este blonduț, șaten, mă scuzați, ochii deschiși și ochii căprui verzui. Își face planuri, din nou este un mesaj care spune același lucru. Persoana aceasta vă pregătește ceva, coace ea ceva, pentru că și rațional, și din punct de vedere al minții, al rațiunii, ce are în cap în momentul de față, tot aceste planuri. Își face niște planuri pentru a vă atrage atenția, pentru a recomunica. Țineți minte o dată de 13, pentru că în jurul acestei date de 13, acum că poate să fie 4-5 săptămâni, cum spuneam la începutul etalării, persoana aceasta cred că, de asta spuneam, are în cap, are un plan, coace ceva, ceva, așa, croiește, își croiește drum către sufletul vostru și numai că își croiește drum, părăsește pe cineva evadând în brațele voastre. Sunt două cărți care au căzut pe rațiune, pe minte, la ce se gândește, să părăsească pe cineva sau să abandoneze anumite responsabilități, obligativități sau pur și simplu să lase deoparte tot ce face într-un anumit moment al zilei, să pomeniți cu această persoană dându-vă un mesaj sau o dedicație care vine chiar după foarte multe perioade de lipsă de comunicare. Sau, nu știu, dacă vi se părea că această persoană este împietrită efectiv, cred că acest zid cade între voi și fără doar și poate există și posibilitatea de a vă da un mesaj. Persoana aceasta trăiește într-un soi de manipulare sau i-a plăcut cumva într-un anumit moment al vieții să trăiască în zona aceasta de manipulare. Probabil că îi plăcea că, eu știu, erau anumite persoane care, mă rog, știa că se profită de el în general sau de ea, dar, mă rog, îi plăcea zona aceasta, știți? Îi plăceau zonele acestea, o viață ușor superficială, până la urmă nu judecăm pe nimeni, doar că a ajuns la la o maturitate, să spunem așa, în sfârșit, probabil că s-a maturizat între timp, în timpul în care voi nu ați mai discutat, s-a maturizat între timp și își dorește foarte, foarte tare, efectiv, să spargă absolut toate zidurile de jur împrejurul lui sau al ei, să părăsească această zonă de confort și să facă ceva ce poate n-a mai făcut până acum, având în vedere că în unele cazuri s-ar putea să fie și o persoană care este foarte încăpățânată, rigidă, incapabil să vină să ceară scuze sau să ceară din nou să reluați legătura. Deocamdată, de asta spuneam, în momentul de față, chiar în momentul de față, s-a distanțat brusc, fără doar și poate, însă este cu ochii pe voi, geană pe voi. Ia uitați ce mesaje au căzut, dragile mele și dragii mei, știe și conștientizează că a mușcat mâna care l-a hrănit. Adică aici văd o energie masculină care este cumva teamă să interacționeze cu voi pentru că crede că a sfeclit-o destul de tare, a distrus lucrurile, dar această revenire s-ar putea să fie chiar la finalul acestei luni, pentru care 30, și așa că așteptați-vă cumva și la niște scuze. Pentru că vă dorește și pentru că dorește, deja clar, cutia Pandorei este deschisă, dorește reluarea comunicării cu voi. De ce o dorește? Știe cumva că a călcat pe bec, așa într-o expresie populară, însă se întreabă în momentul acesta, dacă vedeți și simbolistica imaginii, a fi sau a nu fi.
Aceasta este întrebarea pe care și-o pune această persoană. Oare va mai fi ceva între mine și această persoană, mai ales că relația dintre noi pe alocuri s-a transformat într-o veritabilă comedie, într-o piesă de teatru. Știe că îl urâți în unele cazuri, sigur am folosit un cuvânt așa cu brațe joasă, dar îl folosesc cât se poate de rar. Știe sau că sunteți mânioasă, mânios pe el, pe ea, știe că cumva a greșit, dar hai să vă spun așa ce am remarcat în energia acestui bărbat, cel puțin, îi place faptul că se joacă cu mintea voastră și cu emoțiile voastre. Îi place că sunteți nervoasă pe el și caută în disperare acest sentiment. Caută să vă enerveze pentru că îi place când vă enervați. Cred că v-a zis în relația voastră, îmi place când te enervezi pentru că ți-e roșește năsucul sau urechiușele sau ceva. Deci are cumva, în sfârșit, niște fetișuri în sfârșit. Nu mai contează. Sunt și nume, naționalitate străină, Kit, dacă vă spune ceva. Fără doar și poate a conștientizat greșelile pe care le-a făcut, avem și un Alin pe aici, dar în ciuda greșelilor, să știți că nu a încetat niciodată să vă iubească în felul său, dar nu a încetat niciodată să vă iubească pentru că întotdeauna s-a simțit, fie bărbat, fie femeie, destul de legat, dacă vreți, destul de legat sufletește. De asta nici nu cred că, în ciuda faptului că a încercat să dispară de pe fața pământului din raza voastră vizuală, totuși acasă stă cu degețelul pe tastatură, aproape gata să transmită un mesaj, un semnal sau acea dedicație muzicală despre care vorbeam. Însă, v-am zis, se gândește, oare relația aceasta a mea cu această persoană mi este dedicată? O să vedem dacă și-ar dori să fie destinată, de fapt dedicată, să fie destinată. Este o persoană care posibil să aibă așa ochișorii închiși și ochișorii apropiați. Chiar să lucreze în domeniul acesta al scrisului, să lucreze foarte mult cu acte, cu documente, să semneze, nu știu, poate contabil, să tasteze foarte mult la calculator, muncă de birou mai mult, actraie și documente și cărți și să scrie voi, aceste persoane, în sfârșit, ca mesaje suplimentare menite să vă identifice cu această etalare. A fi sau a nu fi. Deci în momentul de față își face probleme dacă există varianta să fiți împreună cu această persoană. Dacă mai primiți înapoi. Pentru că știe că a mușcat mâna care l-a hrănit. Ca vârste ce pot să vă spun? De la 34 în sus. Un 34, un 44, un 30, un 48, un 47, un 57, un 62, un 63, 53, 50, 51... 41, cam acestea sunt vârstele mai mult sau mai puțin. De asemenea, există chiar persoane, de asta zic, o diferență destul de măricică, peste 10 ani, 8-10 ani și mai mult, unul dintre ei chiar fiind grizone, așa, părul spicat, grizonat sau chel. În unele cazuri, dacă vorbim despre această persoană, știe că a mușcat mâna care l-a hrănit. A fi sau a nu fi? Aceasta este întrebarea, dorința în urma întrebărilor pe care și le pune această persoană. Care este dorința ascunsă din spatele acestor gânduri? Exact același lucru, calup, am zis de 50, calup, este o persoană care se luptă cu mediul, să spunem așa, în care trăiește. Nu mai suportă pe nimeni în momentul de față, nu îi mai place să fie în centrul atenției, nu îi mai place să fie în centrul grupurilor de prieteni, de asta cred că s-a și retras în foarte multe cazuri, a părăsit anumite grupuri, nu mai apare nici pe rețelele de socializare, fiind destul de instabil din punct de vedere emoțional. Probabil că pe mână aici are un semn distinctiv, poate un tatuaj, voi, această persoană sau pe coapsă. Își găsește, să știți, ușor, ușor drumul către voi, pentru că se gândește non-stop la voi deja, cum să vă zic,
îi apasă această greutate, faptul că a plecat, că a părăsit, că a abandonat, că s-a distanțat brusc față de voi, în cele mai multe cazuri din cauza încăpățânării sau din cauza unei relații triunghiulare, nu i-a convenit absolut deloc că a plecat din relația, asta e clar și se și vede, nu a încetat niciodată să se gândească la voi, avem un capricorn, un taur, o balanță, un scorpion și un leu, fecioară de asemenea, și o lună septembrie destul de predominantă aici în această etalare, de asemenea și în luna august. Să știți că de prin luna august a acestui an lucrurile nu s-au întâmplat benefic pentru această persoană. A realizat de foarte multe ori că este manipulată și dacă odinioară îi plăcea ideea de lasă că știu că profită de mine, dar în sfârșit e ok pentru mine, acum cred că își dorește să se evolueze și își dorește să treacă peste genul acesta de obsesii și plăceri, considerate a fi tot adicții. Îmi place că trage de mine, îmi place că e mai tânăr, îmi place că în sfârșit știu că profită de mine, dar în sfârșit îmi fac și eu mendrele. Nu-i mai place lucrul acesta și mai ales că probabil într-o lună acestei veri, mi se pare în unele cazuri că persoana aceasta a aflat un mare secret despre o persoană care nu a făcut altceva decât să-l tragă pe sfoară. Sau să o tragă pe sfoară. Și atunci în mintea sa s-a produs un declic și a spus ok, până acum a fost cum a fost, dar de acum înainte cam ce trebuie să fac eu, pentru că timpul nu este un prieten pentru nimeni și cred că cel mai important este să-mi trăiesc viața și să o fac alături de o persoană care până la urmă m-a înțeles. Atunci nu prea v-a înțeles, să știți, adică mi se părea cumva că proiectați prea repede această relație în viitor, fugea de responsabilități, nu neapărat că nu făcea față, ci nu avea chef să se implice într-o relație pe termen lung, să aibă responsabilități. Îi plăceau foarte tare momentele acelea de început, de taină, de fructul oprit, dacă cumva ați trecut pe acolo, prin zona aceea. Îi plăcea foarte tare genul acesta de comunicare pe furiș, care nu făcea altceva decât să crească așa tensiune emoțională, să ducă către pasiune. Partea aceea în care îi pulsa așa gâtul, inima, în momentul în care vă vedea, și mai ales dacă era scorpion, se hrănea cu genul acesta de întrevederi. Doar că avem și un 49 de anul 48, la momentul în care probabil ați cunoscut această persoană. Doar că cred că a fost învins cu propriile arme, să știți că aceste faze de început a tot încercat să le caute și după voi. Adică momentul în care relația voastră a ajuns până într-un punct în care unul dintre voi și în special voi ați încercat să plusați puțin cu niște discuții despre viitor, în sfârșit să-i sugerați cumva că există și varianta în care ați vrea să rămâneți împreună, ușor, ușor, parcă s-a mai diminuat din acea tensiune emoțională. Sigur că în unele situații probabil că nu ați consumat această relație din punct de vedere fizic în unele situații. Bineînțeles, nu se poate potrivi tuturor și atunci, adăugând și faptul că nu a reușit să obțină până la urmă și plăcerile trupești, s-a retras ușor, ușor și a căutat probabil în altă parte aceleași lucruri pe care nu le-a obținut de la voi sau dacă în sfârșit ați intrat într-o rutină, cu atât mai mult a considerat că ce caut eu în această relație, ce caut eu în viața mea. Și atunci, brusc, un blocaj, brusc, a dispărut, brusc, s-a terminat totul și n-ați știut ce s-a întâmplat în momentul în care voi ați ați fost puși sau puse în fața faptului împlinit. E bine, să știți că sentimentele au revenit la această persoană, sentimentele pare că au revenit și s-au amplificat din ce în ce mai mult, pentru că nu neapărat, ok, s-o fi întâmplat ceva și în lunile acelea de vară, că a aflat că a fost manipulat, că a fost mințit, că nu i-a mai, ideea este că nu i-a mai convenit acestei persoane să fie jucat sau jucată pe degete. Adică s-a gândit până la urmă că, uite, mai trece timpul, mai îmbătrânim, ne mai apar în firicele de păr alb în cap și ușor, ușor ne dăm seama că ar fi cazul să ne mai așezăm și la casa noastră, căci nu se știe niciodată când predăm bogacii, glumesc, să mai destindem atmosfera și să nu o facem singuri. Știți? Așa, fie vorba între noi.
Dar una peste alta, v-am zis, nu neapărat că, wow, este ceva șoc, s-a întâmplat ceva șoc ca în alte etalări, că în alte etalări m-am zis, sunt și subiecte în care au fost înșelați, într-adevăr, și și-au dat seama. Și... Nu, acum persoana aceasta este schimbată la 180 de grade. Pur și simplu și-a dat seama că nu e bine, adică este efectiv, s-a săturat să mai fie... să se mai profite cumva de el. Adică a considerat și acest profit în ghilimele până la un moment dat. Mai stau, mai copilăresc, mă mai joc, în sfârșit. Ei bine, după aceea, uite că a venit momentul în care își face planuri ușor, ușor să vă reatragă atenția. I-au revenit. A revenit la sentimente mai bune. Sigur că un cuvânt greu de spus, clar, l-aveți și voi și sunt curioasă ce puteți să spuneți ulterior în momentul în care primiți o dedicație muzicală, melodia voastră preferată, că vă treziți așa, cumva, tam-nisam cu o dedicație muzicală pe rețele de comunicare sau de rețele de socializare. O aluniță, cine are o aluniță pe aici? O aluniță pe mânuță sau pe obrăjor. Mesaj suplimentar. Posibil să vă treziți cu o orhidee. Cine știe, dacă vă plac orhideele în special, tot așa un mesaj să vă atragă mai mult atenția. Poate vă treziți cu o orhidee drept cadou, pentru că aici sunt și cadouri, că persoana aceasta se gândește să vă ofere un cadou, posibil în formă fizică, posibil în sub forma unui mesaj, sub forma unui e-mail, sub forma unui, nu știu, orice fel de buchet de flori sau telefon. Asta rămâne de văzut. Sentimente mai sunt. Ideea este că ele, practic, să știți că nu au dispărut niciodată. Ok, că au mai scăzut din intensitate, că nu am mai simțit la fel nici voi, nici această persoană, ok. Doar că s-a sucit. S-a sucit persoana aceasta. De asta spuneam că a revenit la sentimente mai bune. Deci ele, practic, nu au pierit niciodată. Probabil că nu v-ați cunoscut suficient de mult. Relația voastră nu a avut suficientă stabilitate, să spunem așa. Probabil că, na, dacă erați și la distanță sau nu ați format un cuplu și doar v-ați iubit pe rețelele de socializare sau ați construit așa o poveste de dragoste cu foarte multă tensiune emoțională, cu acele momente de început, normal că era fără o fundație solidă, doar că, și aici privind partea plină a paharului, era vorba despre stabilizarea aceea emoțională despre care tot vorbesc eu zilnic. Ei bine, dacă voi ați creat-o și ați creat-o bine, indiferent că mai sunteți sau nu împreună, persoana aceea, vrând nevrând, persoane, izboară gândul la voi, știți? Adică totdeauna i-a zburat gândul la voi. Dumai că acum mai abitir ca în celelalte dăți, tocmai pentru că a avut o revelație omul, nu știu, într-o dimineață, într-o zi când s-a trezit, oricum, probabil că s-o fi apucat să citească și aceste articole de spiritualitate, a avut această revelație și a dat seama că eu ce fac? Adică, ok, X profită de mine, Y profită de mine, de prietenia mea, de avantaje, beneficii materiale, emoțiile își mai contează, dar ok, va veni o vreme în care s-ar putea să mă trezesc singur cu papagalul. Apropo, poate că are o pasăre din aia de păsărică, era să zic, o pasăre de companie, cum se numește, ori un papagal din acela micuț, nici nu știu cum se numesc, că sunt așa de faini și frumoși, se trezește singur cântându-i un animal de companie. Haideți să lămurim un pic această carte. Vorbim despre faptul că se uită la voi și acum, mai mult decât niciodată. Și îmi doresc foarte tare să știu de ce vă supraveghează și de ce. Păi da, ia uite, vă iubește necondiționat. Foarte multă vulnerabilitate. Să știți că acum, dacă este să îi acordați prezumția de nevinovăție, să spunem așa, prin absurd în sfârșit, este ca un copil în brațele voastre. Să știți că este foarte, foarte vulnerabil. În momentul de față faceți ceva, faceți orice din această persoană și știți de ce vă urmărește? Pentru că este foarte dor de voi. Îi lipsiți enorm. Această carte reprezintă o persoană
de care cineva, după care cineva suferă foarte tare și privește mesajele, vă supraveghează și doar în fața voastră este varianta reală. Sau este cumva hotărâtă să răspundă la absolut orice întrebare pe care eu adresați 46-41, bineînțeles. Ia uitați, vulnerabilitate, uitați-vă cum stă în poziția de fetus. Nu mai are încredere în nimeni și a pierdut speranța într-o relație viitoare, într-o iubire. A ales să fie în centrul atenției la un moment dat, dar a căzut de undeva de sus, să știți. Posibil să fi fost și disponibilizat, posibil să nu mai aibă prietenii respectiv, poate să fii divorțat și fiecare și-a ales prietenii și această persoană să fie rămas fără prieteni. Mie mi se pare că este o persoană care a dat de belea, a dat de bucluc și nu s-a dus încă la balamuc, în ghilimele de rigoare, dar cred că va, acum, la modul serios, va evada, efectiv, va încerca să scape de tot ce înseamnă situația sa negativă. Adică, dacă există posibilitatea și ar putea, într-adevăr, să vă interpeleze, să interacționați cu această persoană, acum este momentul. Adică este evident că este într-o stare de vulnerabilitate fantastică, pentru că, și nu pentru că are, cum să vă zic, că vă s-ar umili cumva, sau pentru că vrea. Pentru că vrea și pentru că știe că, mă rog, alegerile pe care le-a făcut nu au fost cele mai fericite, este conștient și de alegerile, să știți, pe care le-a făcut, dar nu le-a făcut neasumat, dar știu foarte clar că pleacă, știu foarte clar că se va desprinde față de voi într-o anume situație, a vrut să vă facă bine, știți? Adică nici nu v-a mai răspuns la mesaje, chiar dacă le-a citit, chiar dacă vedea că îi dați mesaje sau telefoane sau nu, a fost, nu că nu a ținut la voi sau că sentimentele sale nici nu au fost sau, în sfârșit, au dispărut cu desăvârșire. Nici nu a vrut să se mai implice pentru că nu a vrut să vă facă rău știind că încă mai are timp să copilărească și să se încurce cu alte persoane și v-ar fi făcut rău. Și atunci, nu. De asta spun, avem și acea prezumție de vinovăție, că până la urmă era... Adică dacă... Că nu vreau să fac lobby pentru nimeni. Dacă stai și gândești așa, o gândești la rece, până la urmă mai bine că a plecat decât să vă fi ținut în șah și să aflați... Cred că suferința ar fi fost mai tare, să aflați de alte relații și, în sfârșit, sau de adicțiile pe care le are. Ideea este că ușor-ușor se retrage la... Acasă, bineînțeles că voi sunteți acasă lui sau a ei. Un mesaj suplimentar pentru cei care sunt în momentul de față prezenți la această întâlnire. În zona rinichilor, acolo cred că ar fi foarte bine dacă ați avea puțină atenție. Nu vreau să vă sperii pentru că nu dau eu diagnostice, nu ține de mine lucrul acesta, nu stăpânesc domeniul acesta, deci numai din punct de energetic, așa aș putea să vă spun că în zona aceasta rinichilor, spate, rinichi, poate și coloana lombară aici, în josul coloanei. Aici să încercați să, nu știu, să vă faceți niște analize, că nu-ți strică niciodată niște analize, dar mai mult m-aș duce în zona aceasta, mă rog, într-o parte așa, a rinichiului, nu știu, cineva poate că are și o intervenție chirurgicală acolo sau niște puncții făcute, în sfârșit, e de bine. Nu e nimic complicat și oricum nu ține de mine să spun eu aceste lucruri. Vă știți că eu vorbesc numai despre bine, despre bucurie și despre intenția acestui bărbat de a reveni în viața voastră făcând acel mesager. Haideți să vedem ce vă transmite în momentul de față. Mă întreb și acum dacă ai fi fost fericită cu mine sau fericit dacă aș fi rămas și nu aș fi plecat. Exact ceea ce v-am spus mai devreme. Trei mesaje. Știu că am sărit calul în ceea ce te privește, deci știe că a exagerat, probabil în momentul în care a plecat, în momentul în care a discutat, deci știe. De asta vă spun că este un om foarte asumat, să nu credeți că nu știe ce face, că nu știe ce zice, nu știe ce gândește. Câteodată stau treaz și mă gândesc doar la tine.
Dragii mei, eu zic că așteptați-vă, haideți să vedem și finalul, energia de final. Eu zic că există foarte mari șanse să reapară, dar spontan. Adică nu azi un pic, mâine puțin, poi mâine, nu știu, un semnal, aveți voi idee că, nu știu, parcă vă imaginați că vă dă o inimioară sau ceva. Nu, va apărea niciodată. Ia uitați. Deci, un el. Să știți că persoana respectivă clar va... știți cum? Parcă va... ar sări peste toate obstacolele pe care îi le puneți, știe că va avea de dus o cruce mare. Adică nu e chiar așa de ușor, nu vine, nu este suficient să vină să-și ceară iertare sau să vă dea să vă dedice o melodie. Uite, avem și un vărsător aici. Adică știe că are niște lupte de dus până la urmă cu voi, pentru că la voi se remarcă această indecizie. Adică ce vreau să spun este că persoana apare. Deci de apărut apare. Sigur că este cumva, apare tot așa ca o floare, știți, apare cumva ca un Don Juan, doar că înăuntru este extrem de vulnerabil, asta spuneam. Sau există niște sentimente în momentul în care îl vedeți sau o vedeți, că așa este, știți cum, no, dacă sunteți la distanță, nu ați mai comunicat de mult, puteți să gestionați niște emoții, dar în momentul în care îl vedeți față în față, că este posibil să apară și față în față sau... în sfârșit, poate că nu apare față în față, dar discutați, vă cam se cam activează fluturașii, știți, în stomac. Deci va trece peste absolut toate obstacolele pe care îi le puneți cu putere, să știți, este un jucător puternic, persoana respectivă, și își dorește să progreseze în zona aceasta, își dorește foarte tare să pluseze în a vă atrage atenția. Sigur că sunt fluctuații, așa, ca pendulul. Deci vor fi, nu vă ascund lucrul acesta, indecizie din partea voastră și abordarea unei noi strategii se impune din partea voastră, dacă doriți să mai luați contact cu această persoană, se impune abordarea unei noi strategii. Practic să nu mai faceți nimic din ce ați făcut până acum, să o suciți voi, schimbați macazul. Indiferent de ce faceți, de gânduri, de idei, de acțiuni, schimbați macazul. Să știți că nu este o muncă de sezon, deci va apărea, dar nu va apărea un sezon după care pleacă. Adică este posibil să dureze în continuare măcar 3 ani de zile de aici înainte. Cred că v-am lovit aici, dar mai ales dacă nu-i vreți în viața voastră. Se vor lua. Va fi o schimbare în sensul acesta, absolut, și se vor lua niște decizii clare. Ori în căruță, ori în teleguță, dacă rămâneți împreună după discuțiile pe care le aveți, următorii 3 ani sunt șanse să rămâneți împreună. Cam atât, dragii mei, eu vă mulțumesc foarte mult pentru prezența la această întâlnire. Vă îmbrățișez cu mare, mare drag. Mulțumesc pentru toate mesajele voastre, absolut superbe. Se vede și lumânărica pe care am făcut-o, nu știu dacă se vede foarte bine. Prima lumânărică de ritualizare pe care am făcut-o. Miroase excepțional, este din ceară de soia. Încă nu le-am comercializat, nu știu cum să o fac. Dar este pasiunea mea. Iubesc aromele, iubesc... bine, și ceea ce am făcut cu aceste lumânări, bineînțeles, eu le fac personalizate, cu nume, prenume, cu data nașterii, pentru abundență, pentru curățare, pentru iubire și așa mai departe. Aceasta este pentru abundență. Abundență, că tot am trecut de pragul acesta de portalul 11 și am făcut-o aseară cu mare, mare dragoste. O să o aprind în următoarea etalare, o să o aprind în următoarea etalare, are și cuișoare, are și rozmarin, da, și sunt foarte încântată de ea, în sfârșit, sunt foarte multe modele și sper să reușesc să vi le și trimit dacă vreți să le comandați, dar nu acum, că nu știu, nu, habar n-am, nici nu m-am gândit la a face ceva în sensul acesta. Dar dacă tot fac ritualizări, Doamne, ritualuri de purificare și acele sesiuni, bineînțeles că pot include și nume și prenume, ele în sfârșit se aprind în anumite perioade.
ne sincronizăm așa cu lunile, luna nouă, lună plină, manifestare abundenței și dorințe împlinite. Scorțișoara este una din, unul din ingrediente, foi de dafin, cuișoare. O să vă dau și rețeta, dacă vă hotărâți să le comandați, dar v-am zis, deocamdată nu știu nimic, o să anunț public. Eu sunt foarte fericită, o să o aprind așa, prima românărică, tot așa, pentru toți cei care se uită acum la Auroscop. Dragii mei, vă îmbrățișez, vorbesc deja prea mult, vă iubesc. Să aveți o seară plăcută. Numai bine. Pa, pa!